a fi un fotograf este greu. Sunt nopți nedormite, este foarte multă lume implicată. Am avut o misiune, de fapt, în Londra. Am avut contracte, am avut parteneri, am avut lucru. Am avut un studio foto în care am fost ca fotograf, am fost și ca model. Mi-a plăcut mult orașul. Am cunoscut foarte mulți oameni profesioniști care au apreciat munca și pasiunea mea pentru fotografie. Nu vreau să mă stabilesc în afara țării, locul meu de creație și de producție rămâne Moldova. Însă pentru noi proiecte și colaborări sunt pregătit să părăsesc de fiecare dată țara. Eu am absolvit școala de arte ca domeniu având fotografie. Mulțumesc în acest sens mentorului și profesorului meu, Sochirca Iulian. Cele mai memorabile proiecte pentru HD Studio au fost Trupa Acord, Diana Rotaru, Pașa Parfene, Aliona Mun și Victoria Lungu. De asemenea, aș vrea să menționez proiectul Moldova Are Talent și altele din afara țării care ne-au adus un succes enorm. Am avut o propunere a unui bun prieten de meu în New York să plec, să lucrez într-un studio, să fac ceva frumos acolo. A văzut ceva lucrări de ale mele, i-au plăcut și peste două luni ne vedem în New York. În acest an am văzut că solicitările clienților noștri este mult mai mare. Îmi propun să extind echipa și afacerea s-o dezvolt mult mai bine. Acum vă invit la o ședință foto cu mine și un model deosebit. Vă doresc pe parcurs multe vizualizări și mulțumesc echipei Promotime pentru acest interviu.